ani de făcut. Să le spun părinților că în mod special anul acesta am încercat cu Ministerul de Interne, cu primăriile, să lucrăm foarte mult la strategia de siguranță în școli. Asta înseamnă poliție, jandarmi, poliție locală, în așa fel încât părinții să fie liniștiți că își trimit copiii la școală și că se întorc fără să fie agresați, fără să fie supuși vreunei infracțiuni. În rest, nu-mi doresc decât să reușim în perioada imediat următoare să asigurăm condiții cât mai bune. Și un gând special, un gând absolut special pentru cei copii aflați deocamdată, până la urmă am reușit într-o singură școală să fie în situația la Galați de a nu începe încă școala, dar să ne reparăm rapid și acolo și pentru toți cei care în zilele acestea din cauza inundațiilor au trecut prin momente foarte dificile. Ne mobilizăm să poată să înceapă școala, să aibă rechizite, să aibă tot ceea ce trebuie. Ziceți dumneavoastră. Ați participat la oră de curs foarte modernă. Este un program pe care Ministerul Educației, de aceea domnul ministru Costoi a fost cu mine, încearcă să-l dezvolte mai de mult. E vorba și de finanțare europeană, în primul rând, manuale digitale. Este ceea ce vom avea probabil peste câțiva ani în toate școlile, dar acum pare așa totuși științifico-fantastic, însă dacă vă uitați la ce fac elevii, chiar și cei mai mici, nu doar cei mai mari, la modul extraordinar de rapid în care știu să umble cu telefoane mobile, cu tablete, cu computere, vă dați seama că nouă ni se pare foarte modern să avem toți elevii cu manuale digitale, lor li se pare deja un lucru normal și în funcție de resursele financiare pe care le avem, o să extindem acest sistem. Ce mă bucură foarte tare este faptul că există deja mulți profesori care au lucrat la acest. Victor Ponta, doamnelor și domnilor, l-am urmărit cu declarații de presă. El se află la Târgu Jiu, la deschiderea anului școlar. Îl urmărim în continuare. Pe un protest la ora 11 pentru că sunt nemulțumiți de deconturile pentru navetiști, cer 6% din PIB pentru educație. Elevii cer chestia asta? Hai, poate cereți voi, la B1. Nu. Elevii știu cum e, trebuie să știe elevii ce înseamnă PIB-ul. Protestul va începe la ora 11. Bun. Sigur că e nevoie și a fost nevoie tot timpul de bani mai mulți pentru educație, sănătate. Pe măsură ce economia își revine, că banii de unde credeți că vin? Din taxe și impozite, din economie. Pe măsură ce putem să avem mai multe investiții, pe măsură ce nu mai blocăm proiectele economice, ci le dezvoltăm, sigur că vor fi bani mai mulți pentru educație și pentru sănătate. Acum, povestea asta că elevii cer 6% din PIB v-a făcut și pe noastră să zâmbiți, cred. Bă, elevii cer, normal, părinții cer condiții de școală cât mai bune. Aia cu 6% din PIB e de la dumneavoastră.